Bun găsit la Field the Markets, ca de obicei suntem live la singura emisiune zilnică dedicată piețelor financiare. Salut, Tiber! Salut, Cătălin, îmi pare bine să ne revedem și salut și pe cei care ne urmăresc. Astăzi vom continua analiza companiilor din sectorul imobiliar, companii listate la București, cu Meta, care că e reprezentanții Oriol Caselia și Raluca Drăgan, vor veni imediat alături de noi. Vă așteptăm în chatul live cu întrebări interesante, mai ales că ei au un model de business diferit și pregătesc și alte proiecte interesante, deci cu atât mai mult să puneți întrebări. Până atunci rămânem la București, o puzderie de raportări. Am ales și astăzi niște companii din sectoare diferite, cu rezultate diferite. Hai să vedem, de pe piața principală, de pe Aero. Începem cu piața principală, pentru că aici au fost mai multe și s-au îngrămădit cumva printre cele mai importante și din BET și de pe lângă și în fine. Și am selectat repede înainte să ne vedem cu invitații două companii. Prima, Alro. Alro, care noi ne-am tot uitat așa de-a lungul timpului, cel puțin în ultimul an și ceva, întâmpină destul de multe probleme. Pe de-o parte scăderea prețului, ba a crescut, ba a scăzut prețul aluminiului și se vede și pe al doilea grafic, cel de jos, cum a scăzut în ultima perioadă. Nu mai spun de creșterea prețului energiei electrice, care pe ei i-a omorât, mă rog, între ghilimele, așa să zic, foarte, foarte mult. Și de-aia am pus și graficul aluminiului, ca să vedeți exact, de prin martie, de pe la începutul lunii martie anul ăsta, era vreo 3800-3900 de dolari și de atunci a început să coboare și a ajuns undeva la finalele de septembrie, o scădere de peste 40%. Ca să spunem cumva în perspectivă rezultatele Alro. Din punct de vedere financiar, cifra de afaceri a crescut totuși cu 19% în primele 9 luni, 2,9 miliarde de lei față de 2,5 miliarde cât a fost în aceeași perioadă anului trecut. Dar totuși s-a constatat o scădere în al treilea trimestru 2022 acum față de cel de anul trecut. Unul la mână pe fondul scăderii cotațiilor, exact ce am zis mai devreme. Și a mai scăzut și cererea pentru aluminiu, dar mai important și din cauza reducerii multor activități de producție din cadrul grupului. Știm foarte bine ce s-a întâmplat și s-au închis acolo câteva dintre facilitățile lor. Rezultatul net a fost de fapt o pierdere, 110 milioane de lei, față de doar 25 de milioane de lei cât a fost anul trecut, mă rog, și atunci tot pierd, deci practic acum s-a adâncit față de anul trecut. Rezultatul operațional a rămas totuși pozitiv, 100 de milioane de lei în primele 9 luni, dar în scădere de la 164 cât a fost în aceeași perioadă a anului trecut. Deși întâmpină probleme, după cum am spus, Alro a mai făcut totuși și a continuat practic programul ăsta de investiții pe care îl are, în principal pentru reducerea dependenței de energie și prin creșterea cantității de metal produs din deșeuri de aluminiu, așa au comunicat în raport. Pot să spun că, mă rog, în anul ăsta, pe parcursul anului practic, a început cu suspendarea temporară a 3 din 5 hale de electroliză până prin august, așa. Apoi mai încoace a fost nevoit cumva să suspende producția de alumină de la Alum Tulcea. Pe lângă astea, dacă nu ar fi fost de ajuns, am văzut că și o altă lovitură a venit și din deprecierea leului în raport cu dolarul american. În primele 9 luni, tot așa, din diferențele de curs valutar și din reevaluarea unor credite, și-a mai marcat o pierdere de vreo 110 milioane de lei, comparativ cu vreo 400 de milioane cât era în aceeași perioadă anului trecut. Cheltuielile cu dobânzile au crescut și ele, s-au cam dublat, de fapt, față de perioada anului trecut. Deci, una peste alta, e o situație cam dificilă la Arlo. Sunt și mulți muncitori care au fost dați afară acolo. Știi că tot am văzut și am tot comentat și trimestrele trecute cu închiderile alea. E cam mult dificil, așa, cam foarte dificilă. Seamănă, de-aia am și pus graficul așa puțin în paralel, seamănă cel puțin. Asta e weekly și dacă ne uităm ce pusesei tu, ce s-a întâmplat anul ăsta, cam asta e evoluția cotației. Deci până la urmă seamănă cu Exact. Da. E și normal, dar m-am uitat pe weekly pentru că e greu să faci
trading pe acțiunea asta și atunci ne uităm pe weekly să vedem cam unde suntem și cam unde ar fi de cumpărat sau care e o zonă bună, să nu uităm că totuși venim de sus de tot și cam zona asta de aici, între 0,9, hai să spunem 1 și 1,5, întotdeauna e bine de cumpărat, dar trebuie să aștepți câțiva ani, că el face niște cicluri de astea, după aia trebuie să vinzi ca să-l iei iarăși mai jos, cel puțin în ultimii ani. Uitați, vine și o tendință descendentă aici și uite ce frumos un trend din 2020 până în 2 ani aproape cu un double top aici frumos și o scădere. Acum suntem pe o revenire totuși și de asta suntem peste 1,5. Deci la cum arată graficul, cam ar arăta că ar putea. Tot ce e rău e inclus în preț, vă dați seama. Nu ne așteptăm acum să mai vină totuși vești mai rău de atâta ce poate să fie, întotdeauna e loc de mai rău, dar în principiu ar trebui să mai crească puțin și cea mai importantă zonă 0,5 FIBO pe scăderea asta și 2,2, hai să spunem 2 așa mai aici, 0,38, deci ar avea loc măcar până la 2 în câteva săptămâni, nu știu, trebuie văzut. Trebuie așteptat și să vedem ce se întâmplă și cu aluminiu și cu dolarul și cu piețele în general de acțiuni. Da. Hai să ne uităm acum și pe Digi. Schimbăm sectorul, schimbăm și compania și se vede practic sectorul telecom în care activează, mă rog, cu vânzări în principal către retail și a avut o evoluție bună, să zic așa, mai bună decât aceeași perioada anului trecut, pentru că mă rog, chiar în perioade din astea mai tulburi așa, îți mai cumperi un telefon, îți mai prelungești abonamentul la televizor, la internet și așa mai departe. Și Digi are o prezență foarte bună în țară și e cumva recunoscută de mulți că are servicii destul de bune, calitative aș putea spune. Începem cu trimestrul al treilea, veniturile totale puțin peste 385 de milioane de euro, în creștere cu aproape 19% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar la 9 luni veniturile au depășit 1 miliard de euro, mai exact 1,1 miliard de euro. Asta a fost în creștere cu vreo 20%, splitat pentru că Digi are activități în principal în România, care are ponderea cea mai mare, vreo 65-66%, mai are Spania și mai are puțin Italia, dar alea sunt absolut marginale, 1-2% cam așa sunt. Veniturile din România plus 12%. Aici sunt câteva lucruri care trebuie menționate. Creșterea asta a venit pe fondul creșterii numărului de abonați pentru serviciile de telecomunicații mobile, televiziune prin cablu și internet fix și date. Sunt exact principalele, să zic așa, servicii ale Digi și au avut creștere pentru toate dintre ele. Numărul de abonați la serviciile de televiziune prin cablu au ajuns acum la 5,3 milioane, o creștere de 6% față de anul trecut, iar serviciile de internet și date au crescut cu 11,5%, la fel față de Q3 2021. La telecomunicații mobile, numărul abonaților 4,7 milioane, plus 17% ăsta față de anul trecut. Spuneam de Spania ca și subsidiară sau divizie, veniturile de acolo au crescut puternic, vreo 35% față de anul trecut și reprezintă acum din totalul veniturilor vreo 33% Spania, deci este foarte importantă. După cum spuneam, Italia are o contribuție marginală, doar câteva milioane de euro care vin de acolo sub formă de venituri. Din punct de vedere al cheltuielilor, cheltuielile de exploatare au crescut mai mult decât veniturile. Rata lor a fost undeva în jur de 22% și ceva. Din punct de vedere al profitului din exploatare a fost tot cam pe acolo, cam ca cel de anul trecut, dar diferența la profitul net a făcut o cheltuială cu impozitul pe profit, care a fost mai mare anul ăsta față de cea de anul trecut și profitul net Q3 2022 puțin peste 21 de milioane de euro față de aproape 25 de milioane cât a fost în aceeași perioadă anului trecut. Deci lucrurile sunt oarecum similare, cam în aceeași tendință, aș putea spune, de creștere pentru Digi. Da, graficul e altceva.
Da, nu, graficul e foarte interesant că l-am pus de la listare, de la jumătatea lui 2017. De ce l-am pus de la listare? În primul rând să vedem totuși că e interesant unde ne aflăm acum, dacă avem zone din spate de suport de rezistență, dar uitați-vă că și seamănă cu multe grafice ale companiilor listate la începutul lui 2021 pe bursa locală, mai ales pe piața euro. N-are nicio legătură, dar totuși așa să vedeți ce înseamnă de la IPO, iată scădere, 2 ani și după aia creștere, iarăși 2 ani și ceva, se face în sfârșit, de-abia aici a trecut, ținem foarte bine minte, la începutul anului ăsta a depășit nivelul de la listare și după aia iar s-a dus în cap și a oprit într-o zonă de suport. Și acum încearcă o revenire, trebuie să treacă de linia asta, o vedeți aici, de rezistență și trebuie să treacă de zona asta de 33, de 34 aici, o zonă 34-35, niște FIBO sunt foarte multe obstacole are, foarte multe obstacole. Și uitați aici ce descărcare pe scăderea asta aici cu volum mare. Până la urmă totuși seamănă și asta vreau să zic, să nu cumva să vedem și pe piața aero, au scăzut 2 ani niște acțiuni, 2 ani să le vedem iar revenind la nivel și după aia iar și tot așa, da. Vedem, n-are nicio legătură, dar eu cred că vom mai vedea grafice de genul ăsta. Am așa un sentiment. Da. Bun, închidem cu o companie Că de pe tot piață. vorbeai de telefoane la Digi, Că știi? tot Facem vorbeam de legătura telefoane. cu Exact. Aecan. O companie foarte apreciată pe piața aero, foarte urmărită, care comunică și foarte bine și Foarte la apreciată, stai puțin, în sensul de, în ce sens? Că dacă ne uităm pe grafic, urmărită, aș putea spune, de na. către investitori. Da. Financiar vorbind acum, cifra de afaceri 37,6 milioane de lei, în creștere cu 10% față de aceeași perioadă anului trecut. Deci sunt primele 9 luni, atenție, asta vorbim aici. Deci s-a păstrat cumva trendul de creștere al vânzărilor, atât online cât și offline. Asta deși știm foarte bine că piața e-commerce din România cam, mă rog, nu mai are ratele alea de creștere pe care le-am văzut în 2020, 2021, în fine. Însă cei de la Hunt și chiar în raport scrie, reiterează practic încă o dată faptul că urmărește mai degrabă creșterea cotei de piață, bineînțeles cu riscul evident de erodare a marjelor operaționale, lucru care de altfel s-a și întâmplat în trimestrul 3, dacă este să ne uităm la cheltuieli. Am văzut că cele operaționale și mai exact cele cu mărfurile, care au o pondere de vreo 80% în total, au crescut cu aproape 18% și știm foarte bine aici că au crescut prețul mărfurilor, dar pe lângă astea, transportul și alte cheltuieli de exploatare. Astea au avut, mă rog, o creștere puțin mai mică, vreo 70 ceva la sută. De aceea, din cauza creșterilor astea acumulate a cheltuielilor, într-un ritm superior, mai mare, față de rata de creștere a veniturilor, Hunt a înregistrat un rezultat din exploatare 5 milioane de lei, în scădere cu 16% față de aceeași perioadă a anului trecut. Concluzia e clară la tot ce am spus aici, e faptul că marja neta profitului, undeva sub 10% este acum, a consemnat un minus de 35% față de aceeași perioadă a anului trecut, consecință directă, aș putea spune, a strategiei companiei de a nu transfera integral către piață creșterea costurilor privind mărfurile pe Știi care că le. au spus și la noi în emisiune. Exact, da, exact. Asta este pariul pe care face practic compania, încearcă să crească cotă. Apropo de evoluție, e o evoluție din maximul istoric care era undeva în iulie anul trecut, a scăzut 84% la cotația din ultimele săptămâni. Vedeți că stă pe loc și mă uitam tot așa în tabelul ăsta, aici era la, să spunem, raportarea la semestru 2 al anului trecut, da? Cumva aici, intermediar, să spunem. Și dacă facem, nu mai știu exact cât era profitul, dar dacă ar fi vreo 4,7 milioane la 1,9 lei acțiune, așa acum e profit de 3,65 milioane la 0,5 acțiunea. E clar că aici a fost o bulă, dar am impresia că nici aici nu e normal. Undeva, poate adevărul e mai sus undeva, nu știu cât mai sus, dar așa pare deocamdată. E o tendință descendentă clară, e și un mini-trend aici, are multe obstacole în momentul ăsta. Eu zic că dacă trece de 0,6 la un moment dat, o să vedem foarte repede chiar 0,8 și mai departe vedem. Dar până atunci trebuie să iasă din tendința asta.
dacă nu următorul nivel jos 0,42, da. Nu cred că mai se tranzacționează, de mult nu se mai tranzacționează fundamental aici, să vedem cum va Un lucru evolua. aș mai spune aici, important de menționat, faptul că Hantu estimează până la finalul anului un profit net de vreo 5 milioane de lei și o cifră de afaceri de vreo 52 de milioane de lei. Asta ca și guidance, să zic așa, ca și... Perfect doable, zic eu, la, cel puțin la profit, având în vedere și cu Black Friday și cu ce a fost acum. Bun, rămânem pe piața aero și invităm alături de noi pe reprezentanții Meta Estate Trust, Oriol Casilias, CEO-ul, și Raluca Drăgan, CFO-ul, să spunem, director general, director financiar. Bun venit la Field of Market. Mulțumim, bună seara! Bine v-am găsit, bună seara, mulțumim pentru invitație. Da. Pe graficul de la Meta Estate poate o să ne uităm, dar și acolo, ca să glumim așa puțin, să începem cu mai veseli, bine că v-ați listat mai târziu, că n-ați căzut decât puțin, că dacă vă listați mai devreme, scădeați și voi în ton cu piața. E o tendință descendentă, o să vorbim, că am impresia că ați trecut și sub valoarea nominală, dar până atunci eu spuneam la început, când am făcut anunțul că veți veni alături de noi, că aveți un model de business diferit, interesant față de celelalte companii listate cu ceilalți, să spunem, dezvoltatori imobiliari. Și românii se uită la piața imobiliară, chiar investesc în piața imobiliară, că se pricep, că nu se pricep, mult mai mult ca în acțiuni, dar mi se pare foarte interesant. Dacă ați putea să ne spuneți în câteva cuvinte, în ce se deosebește modelul vostru de business? Da, poate cea mai mare deosebire din modelul nostru de business este că ciclul de investiție este unul relativ scurt pentru piața imobiliară. Adică noi propunem investițiilor să aibă o durată între 12, 18, maxim 2 ani. Un dezvoltator imobiliar clasic, în momentul în care începe un proiect, cumpără un teren, autorizează, construiește, termină, face recepție cu primăria, trec câțiva ani, 4, 5, în funcție de proiect, de locație. Și asta ne oferă o flexibilitate foarte mare și capacitatea de a ne adapta cursul în funcție de ce se întâmplă afară. Dacă îmi permiteți, noi suntem un voalier și firmele acele mari sunt petrolier, care foarte greu se schimbă cursul. Noi, una, două, ne-am schimbat ce fel de produse, unde investim și ce randamente căutam. Suntem foarte flexibili în această privință. Și dacă ați urmărit un pic compania, vedeți că este deja o ciclicitate a proiectele pe care le vedeți în portfoliu și în continuare veți vedea următoarele luni, că chiar ce vă spun acum e poate cel mai deosebit din modelul nostru ca investitor imobiliar, să spunem. Hai să trecem puțin în revistă repede, în câteva cuvinte, cum se prezintă portofoliul la 30 septembrie sau poate că dacă mai aveți și actualizări acum, că deja a mai trecut o lună și ceva de atunci, care sunt principalele proiecte în care încă mai sunteți investiți și din care ați ieșit până acum? Da, cel mai important proiect unde am și investit și am făcut exit, am și anunțat în piață la începutul lunii septembrie, a fost proiectul Smart Residence Lujerului, dezvoltat de compania de Silva, un dezvoltator cu o reputație foarte bună care face proiecte de ani de zile. Și unde am avut un randament brut în euro de 20% la o investiție de 4 milioane de euro. Asta e cea mai mare investiție de-a noastră. Între timp, cred că a doua, am cumpărat un pachet de apartamente în Aviații Park. 15 unități le-am achiziționat în aprilie anul acesta și sper să, la finalizarea anului, să nu mai avem apartamente în proiectul respectiv. Ce e un lucru care ne bucură, pentru că vedem că piața nu e blocată, produsele de calitate la prețuri corecte se vând în continuare. Dacă urmăriți rapoartele noastre, vedeți că noi tot raportăm vânzări de imobile. Și
Piața imobiliară nu este blocată, există clienți pentru produse de calitate în zone bune. Și nu știu, Raluca, dacă vrei un alt proiect care crezi aș că... Insista totuși cu o, aș mai insista cu o singură întrebare aici vis-a-vis de... Spuneați de faptul că piața imobiliară deocamdată nu este blocată. Nu e blocată, într-adevăr. Încă se mai construiește, încă se mai cumpă, adică încă se mai tranzacționează proprietăți imobiliare, însă ce ne facem cu viitorul, cu ce se va întâmpla de aici înainte? Pentru că am tot văzut diverse știri, diverse informații, diverse articole care au apărut chiar în ultima vreme, acum câteva zile, care spun faptul că mai mult sau mai puțin piața imobiliară din București e cumva înghețată, între ghilimele, să zic așa, faptul că planul urbanistic trebuie refăcut și nu se mai dau autorizații și toate proiectele noi sunt puse cumva pe hol, adică pur și simplu nu se mai dau autorizații de construire. Cum interpretați situația asta? Adică e așa sau nu e chiar așa totuși? Nu e complet așa. Evident este o problemă cu planul urbanistic general și cu aprobarea pusurilor, dar totuși vedeți și la alte companii listate că sunt proiecte care se autorizează de sute, dacă nu mii de apartamente. Piața nu e complet blocată, dar cu siguranță va fi mai puțin decât era poate anul trecut sau acum 2 ani. Asta ar putea să nu fie un lucru neapărat rău, pentru că și noi anticipam că nici cerere nu să fie la nivelul cât era acum 2 ani. Și poate acest ne va ajuta să balanțăm și cerere și ofertă la un nivel, nu știu, cine știe, 60, 70, 80% față de ce a fost anul trecut, la fel cum poate cel mai bun din istorie în București. Bun. Dacă ne uităm pe rezultatele financiare, așa, hai să extragem să tragem niște concluzii și te-aș întreba pe tine, Raluca, cum le-ai interpretat și să vorbim de active, de pasive, de structura investițiilor, de, evident, de venituri și cheltuieli, cum ai caracterizat? E prima raportare a voastră, nu? Da, practic, aș zice că e prima raportare de trimestru care cuprinde rezultate complete după listare, noi listându-ne la finalul lunii august. Deci, practic, e o raportare care cuprinde și evenimente de după listare. Am mai raportat semestrul imediat după listare, undeva în luna septembrie, semestrul 1. Este trimestrul al treilea, a fost pentru Meta un trimestru care s-a încheiat cu o poziție financiară solidă. Vorbim despre active totale în creștere cu 34% față de finele anului trecut, ajungând până la aproximativ 96 de milioane de lei. Creșterea aceasta a fost datorată atât operațiunilor de creștere de capital, de atragere de fonduri prin intermediul pieței de capital, inclusiv IPO-ul, dar și din ceea ce am reușit să realizăm prin exiturile pe care le-am făcut în perioadă. Dădea exemplu Oriol mai devreme, proiectul Lugerului, unde am avut un plus de 20% în euro randament, aproximativ 800.000 de euro plus pe partea aceasta. Structura activelor este una în care observăm că lichiditatea a crescut. În urma exiturilor efectuate, urmează să investim bani în alte proiecte, însă suntem foarte precauți în perioada asta. Urmărim doar acele investiții cu potențial foarte mare pentru noi. Noi vedem că perioada în care ne aflăm aduce multe oportunități și suntem în stadiu avansat de negociere pe mai multe proiecte. Și totuși la finalul lunii septembrie, lichiditatea suplimentară a companiei crescuse, era de 150%, adică ajunsesem la 36 de milioane de lei bani în conturi curente la bănci. Potențialul ăsta foarte mare pe care îl căutați, ce ar însemna? Să cumpărați mai ieftin decât media sau să vindeți mai scump decât media? Acum, pe partea de vânzări, aș începe cu asta.
Dacă ne referim la achiziții noi, speranța de creștere a prețului următoarea perioadă pentru ciclul la care noi ne uităm este una moderată. Mai degrabă ne focusăm în a investi în proiecte noi cu, la un discount foarte bun, astfel încât să beneficiem de, și de puterea noastră de negociere, a vedere cumpărăm, să spunem, angro, dar și de nevoile pe care le au în momentul acesta dezvoltatorii într-un mediu inflaționist crescut, deci dobânzi, dobânzi foarte mari și care poate la un moment dat nu le permit să-și ducă planurile așa, la bun sfârșit, așa cum le vede. Ceea ce pentru instituțional ca noi reprezintă o mare oportunitate. Deci mai degrabă ne focusăm pentru pe a investi în, în acele proiecte la, la un discount mai bun. Ceea ce avem deja în portofoliu e cumpărat la prețuri foarte bune, mult mai mici decât sunt astăzi. Deci aici, aici avem un potențial foarte bun de, de profit în perioada următoare. Dar asta înseamnă situațiile financiare. Dacă îmi permiteți o glumă, și cred că la bursă e la fel, în imobiliare bani se fac la cumpărare. Da? Da, știu, asta, la fel, da. Asta spun toți. Și cam așa e. Acum să vedem. Că uite, apropo de bursă, nu cumpără nimeni în perioada asta. Se cumpără, evident că se cumpără, dar discret așa, pentru că poți să cumperi și mai ieftin mâine și atunci de aia nu se... Da, o să se cumpere și mult mai scump după aia. Toată știința este despre când să cumperi și la ce preț se cumperi. Dacă fapt, am știut. Chiar dacă nu, chiar dacă n-ai de unde să știi momentul ideal, dar important e să ai o strategie să cumperi pe termen lung eventual, pentru că dacă cumperi azi să vinzi mâine, nu faci nimic. Da? Deci ideea este să ai răbdare. Cei răbdători vor, vor câștiga. Aș vrea să schimb puțin o parte a subiectului. Deci până acum am vorbit de tranzacții imobiliare, vânzări și cumpărări. Cumpărăm mai ieftin, vânzăm, vindem mai scump, diferența rămâne în companie. Pe lângă asta am văzut în raport totuși acolo o frază care mi-a atras atenția și spune că vă veți orienta cândva în viitorul apropiat sau mai îndepărtat asupra unor income generating equity, nu? Adică alte tipuri de investiții, mă gândesc aici de cele sau la chirii v-ați gândit aici să cumpărați și să le închiriați? Da, asta e unul din lucruri pe care le avem în planul nostru de business și pe care până acum compania n-a avut un capital de investiție suficient de mare încât să îl diversificăm în aceste active de închiriat. Aici am vorbit de clădire de birouri, spații comerciale sau acele clădiri care generează o chirie, care ne-ar permite să avem o stabilitate la venituri pe care o are compania, să avem o parte din capital investit în lucruri pe care le putem bugeta foarte clar și foarte corect pentru următorul an și care mai au și avantaj că pot să folosești și finanțare bancară pentru ele, că dacă sunt produse de calitate cu chiriaș bun, ele pot fi finanțate bancar și în felul ăsta să beneficiezi un efect de leverage, încât randamentele equity să fie mai mare decât acel yield pe care la o clădire de birouri sau la un spațiu comercial e de single digits. Mm-hmm. Păi chiar am văzut că ați apelat, nu, la o finanțare bancară din partea Libra, dacă nu mă înșel, vreo 1,5 milioane de euro. Cum vor fi folosiți banii? În ce sens? Unde se vor plasa? Banii sunt meniți să ne acoperi și acel risc de plată care ne rămâne după ce precontractăm unități în diverse proiecte imobiliare, astfel încât să ne păstrăm cash-ul disponibil pentru investiții noi. Adică vrem să avem acoperit partea de commitment pe care trebuie să o dăm la livrarea unităților cu aceste surse bancare. Mm-hmm. Și vorbea Oriol despre cash flow. Practic, să zic așa, principalul sau unul dintre riscurile pe care le văd eu la business-ul vostru
este că dacă nu se vinde regulat, nu știu, o dată pe lună sau o dată la câteva luni de zile, un număr suficient de proprietăți astfel încât să se genereze și venituri și cash flow, s-ar putea ca la un moment dat să se intre, mă rog, într-o sincopă, dar mă, asta e o altă discuție. Unu ar fi, cum preconizați, am mai întrebat, mă rog, întrebarea asta pe mai toți care evoluează în sectorul imobiliar. Preconizați că în perioada următoare o să mai scadă prețurile? Pentru că dacă o să mai scadă, presupun că nu o să fiți tentat să mai vindeți din ele, nu? Și dacă nu o să mai fiți tentat să mai vindeți, nu o să se mai încaseze. Sunt legate lucrurile unul de altul. Bă, sunt mai multe întrebări. În cazul nostru particular, noi ce avem la vânzare am cumpărat acum un an de zile, unde prețul era mai mic decât astăzi și unde am și beneficiat de un discount. De fapt, business planul nostru îl ajustam în sus la prețurile actuale de piață și pentru noi, dacă ar fi o scădere de preț de 2-3%, ne-am face planul chiar peste ce făcusem inițial. Pentru că noi nu speculam o creștere de preț, nu speculam un discount, cumpăram în gro și vindem în detaliu. Dacă între timp avem și un win profit din inflație, cu atât mai bine. Lucru pe care anul trecut, nu știu, prețurile au crescut 10-15% de când am achiziționat noi. Acum, întrebați de ce se va întâmpla în piața imobiliară și cu prețuri, e the million dollar question. Dar, hai să zic doar pe următoarele 6 luni, nu mai mult, că mai mult deja e prea mult. Părerea mea personală, la apartamente noi, în zone bune, nu cred că va fi o scădere de preț. Nu prea vede de ce s-ar întâmpla lucrul astăzi, sunt clienți, e greu să obții autorizație și dezvoltatorii nu au o presiune să vândă repede. Sunt alte zone în oraș unde cumpărătorii sunt mult mai dependenți de credit ipotecar, unde acolo am putea să vedem dezvoltatorii să apeleze la oferi facilități de credit pentru acei clienți și asta cu siguranță îi va eroda un pic marja, dar îi va permite să și-ți vândă marfa. Asta la produsul noi. În piață de apartamente second hand, acolo cred că nu vom vedea un trend crescător în următoarele 6 luni. Și acolo, în funcție de cât de mult se grăbește vânzătorul și ce oferte va primi, vom vedea care va fi tendința pieței. Mm-hmm. Acum să nu uit de treaba cu crowdfunding și platforma asta. Și deci până la urmă voi veți să ați înființa nu o subsidiară care se ocupe cu activități de finanțare participativă. Hai să explicăm puțin ce înseamnă asta, că mi se pare interesant. Da. O platformă de crowdfunding, presupun că cei care se uită la noi știu, dar pentru cei care nu știu, e asta finanțare vreau. Colaborativă, fiecare pune 100, 200, 300 de euro și din mulți se poate face un proiect. Platformele de crowdfunding imobiliar, atât în Spania, Franța, țările nordice, au căpătat o importanță foarte mare în ultimii ani, pentru că e o metodă foarte simplă de a accesa investiții. De acasă, din canapea, nu, e foarte simplu să faci investiții mici, care n-au comisioane, e o chestie interesantă pentru cei care nu vor să investească sume mari și poți investi oriunde în Europa. Noi credem că acest fenomen o să ajungă și în România, de fapt a ajuns, dar o să crească semnificativ, pentru că e și în cultură pe care încet, încet se instalează unde tehnologiile capătă o importanță mare. Și cred că în felul ăsta vom accesa două feluri de investitori. Cei mai tineri care sunt în România și care poate nu sunt atrași de bursă și sunt atrași de alte chestii investiționale și ne permite, și asta poate e unul din factori cele mai importante, să atragem fonduri din afara României fără să fie nevoie cineva să-ți deschide un cont într-un broker din țară, care e o procedură complicată pentru o persoană din Germania sau din Franța.
Cred că nu e simplu să facă lucrul ăsta. Și noi, ca platformă, experiența lui Meta în domeniul imobiliar cred că este un lucru unic pe care alte platforme n-au, nu vin din domeniul imobiliar să construiască ceva. Și cred că asta e un atut foarte important din partea noastră, când avem o capacitate de a analiza proiecte și a le selecta, avem ochiul antrenat, să vă spun într-un fel. Uh-huh. Aș mai reveni puțin la Raluca să mai întreb la rezultatele financiare acolo, venituri și cheltuieli, profit and loss, structura venituri am văzut totale, uite se vede aici. Ce se va schimba, merg așa către perioada următoare, cum se vor schimba procentele astea sau sunt cam asta e modelul sau e interesant așa de văzut? Da. Da, aș vrea să punctez mai întâi că după doar un an și jumătate, Meta a deja cumulat, deci de la înființare până la 30-a noua, a trecut pe profit, ceea ce mie personal mi se pare o realizare fantastică. Și chiar în anul, mă rog, în cele 9 luni ale lui 2022, performanța este de profit din exploatare înainte de cheltuielile generale 5,4 milioane de lei, dar mai important decât asta este marja, deci marja înainte de deducerea cheltuielilor generale este 59%, ceea ce cred că dovedește încă o dată în plus eficacitatea modelului nostru de business. Iar per total avem un profit brut de 4 milioane de lei, 4 milioane 100 de mii de lei și un profit net de 3 milioane 700. Cu privire la structură, dacă observați, noi avem mai multe surse de venituri. Avem, pe de-o parte, veniturile din exploatare care se compun atât din cifra de afaceri, care sunt acele venituri pe care noi le obținem în urma vânzării unităților pe care le avem în proprietate. În al doilea plan avem ceea ce financiar se cheamă alte venituri din exploatare, dar de fapt sunt veniturile pe care noi le obținem fie din parteneriate cu dezvoltatori pe termen lung în care aceștia, din anumite motive, pentru că noi am intrat la un discount foarte bun, doresc să răscumpere investiția și atunci ne răscumpără evident cu un profit pentru noi, ca să nu vină mai departe către retail cu un profit, să zicem, și mai mare, dar care pentru noi ar însemna timp și pentru ei ar însemna o pierdere de profit. Și o altă zonă este veniturile de natură financiară, care provin din acele parteneriate structurate astfel. Noi intrăm ca acționar minoritar într-o companie, într-un dezvoltator imobiliar, care dezvoltă un proiect care este de interes pentru Meta și apoi îl susținem din acea poziție prin împrumut acționar. Dobânzile pe care le obținem la împrumuturile acordate sunt evident venituri financiare și acest astfel de deosebire de alte venituri care se marchează doar la exit, acestea le putem recunoaște pe parcursul tranzacțiilor, pe parcursul derulării timpului. Pentru viitor, structura prezentării va rămâne similară. Ce se poate modifica este relația între componenta veniturilor din exploatare, cifra de afaceri și alte venituri din exploatare. Pentru că asta depinde foarte mult de modul în care noi facem exit, respectiv dacă vindem înainte de intrarea în proprietate, pentru că găsim un cumpărător deja și gestionăm contractul, acele venituri se reflectă doar în linia de alte venituri din exploatare. Dacă intrăm în proprietate și vindem ulterior, acest lucru se reflectă în cifra de afaceri. Cu privire la marje, aceste lucruri influențează foarte mult prezentarea marjei în total venituri. Dar pe noi, targetul nostru intern de rentabilitate, IRR, așa cum îl numim, este de 20% minim anual. Acum, mai am o întrebare. Voi ați făcut, mă rog, o majorare înainte de listare. A mai fost și împrumutul ăsta la Libra, dar asta eu îl văd așa mai degrabă ca pe un capital de lucru, un buffer atunci când nu sunt încasări. În fine, da. E destul de simplu de înțeles. Întrebarea este,
Dacă mai aveți de gând să mai luați și alte surse de finanțare, nu știu, obligațiuni, alte majorări în viitorul apropiat, nu degrabă sau nu depărtat, și dacă vedeți cumva faptul că piața ar putea să absorbă mult mai mulți bani decât aveți la dispoziție acum și există un potențial mare de fapt, adică sumele care, pe care le-ați investit acum sunt, mă rog, să nu zic alune, cum zic englezii, ci sunt sume mici așa de început. Da, potențialul este foarte mare în România și foarte mare pe nișa noastră. Din acest motiv ne gândim să facem o diversificare a surselor atrase și să ne finanțăm și prin emisiuni de obligațiuni. Adunarea generală a acționarilor a aprobat în luna aprilie emisiunea de obligațiuni sau emisiuni succesive de maxim 10 milioane de lei, la care ne uităm foarte atent acum și de fapt la care lucrăm și cu care intenționăm să venim cât de curând. Vom anunța evident investitorii imediat ce decizia va fi luată, însă pentru că ne uităm la foarte multe oportunități și vedem numărul acestora crește, face tot sensul pentru noi să apelăm la astfel de instrumente care chiar într-un mediu de dobânzi crescut cum este acesta, având în vedere modelul nostru de business, lucru, chiar dacă le accesăm, pe total vom aduce valoare suplimentară pentru acționarii noștri. Asta vreau să mai întreb, în lei sau în euro? Dacă vorbim de lei obligațiuni, cred că 8-9% cel puțin, nu? Pe euro, da. 6, 5, 6, 7 poate, ce se întâmplă în piață, zic, adică da. Nu. Da, e un mediu inflaționist destul de mare și un mediu de dobânzi destul de mare. Ne uităm mai degrabă către valută. Natural, portofoliul nostru este în euro pentru că tranzacțiile imobiliare se fac în euro și noi avem un hedge natural pe euro, așa că face sens să ne împrumutăm în euro și pentru că costul e mai mic, dar sigur că întotdeauna trebuie să te gândești și la riscul de curs de schimb, nu de decontare, de curs de schimb, dar având în vedere că noi facem tranzacții în euro, pentru noi asta e un hedge, cum spuneam. Deci ne uităm în special la euro, nu excludem nici dolarul, care începe să fie așa interesant pentru unii dintre investitori, mai ales în ultima perioadă. Doar căutăm mecanisme în piață, astfel încât să facem și emisiuni de genul acesta. Avem în vedere să emitem obligațiuni în euro pe care ulterior să le listăm pe bursă, oferind astfel lichiditate de deținătorilor, astfel ei putând să-și dacă doresc. Vizăm de asemenea cupoane trimestriale pentru a asimila, dacă vreți, produsul mai mult cu un depozit. Oamenii văzând mai frecvent dobânda în cont și de asemenea având posibilitatea să lichideze prin... Vă face concurență Ministerul de Finanțe cu dobânzile. Da, asta e problema, să zic, sau challenge-ul în momentul ăsta, pentru că Ministerul de Finanțe într-adevăr vine cu emisiuni care sunt la dobânzi foarte mari și pentru foarte mulți investitori, chiar dacă sunt în lei, ele sunt atractive. Și atunci aici este totdeauna o decizie de luat. Noi considerăm că deși leul poate n-a avut așa fluctuații imense în ultima perioadă, totuși pentru cei care doresc să aibă investiții în euro, alternativa de a plasa sau de a avea un portofoliu diversificat și cu plasamente în euro e clar o opțiune bună și evident că trebuie să venim la dobânzi mai mari decât cele de la Ministerul de Finanțe pe euro. Da. Da. Corect. Suntem la final și o să-l rog pe Oriol să transmită un mesaj către investitori, către actualii și viitorii investitori. De ce nu? Ca de obicei arăt și graficul, dar n-am ce arăta, sunteți listați de foarte puțin timp, nu e evoluție care să merite o analiză, doar să spunem totuși că prețul din ziua de la listare, unde atinsese 1,2 lei, a ajuns la 0,75, înseamnă o scădere de 37,5%. Glumeam eu la început, dar iată și-a mai revenit, sunteți sub valoarea nominală, nu? Dacă nu mă înșel. Da, cu aproape 20% sub valoarea nominală. N-am ce să analizez pe grafic, asta e evoluția. Nu e nici lichidit.
calitate, nu e nimic, da. Acum care ar fi mesajul pentru? Care ar fi mesajul pentru investitori și pentru potențial investitor? De ce nu? Poate mulți se uită aici și am mai spus-o eu. E foarte atractiv comparativ cu alte. Adică dacă tot te uiți la imobiliare, n-ar fi rău să te uiți și la proiectul vostru, la modelul vostru de business. Da, adică exact cum spui. Să nu-ți mai bați capul, să te dai pe mâna profesioniștilor. Da. Exact cum spui, la valoare de acum, la 0,90 și un pic, care e aproape, nu știu, dar aproximativ 20% sub valoare contabilă, care ea n-are în calcul valoare reală a activelor, că activelor la care am investit, ei vor aduce un profit companie. Noi consideram că nu că prețul corect ar fi în zona book value și... mai e o marge destul de mare peste aceea. Și atunci, ce să zic, într-un fel e frustrant că situația de piață actuală nu recunoaște valoarea companiei. Probabil nu suntem singuri care avem problema asta, dar timpul o să facă dreptate. Sigur. Și o să recunoască valoarea companiei, pentru că noi performăm, avem un portfoliu bun, avem foarte multe oportunități și... Avem toată încredere că o să ducem proiectul ăsta în 2 ani la VVV, unde probabil o să fie mai un pic altfel din multe puncte de vedere. Da, pe piața principală. E o altă discuție acolo, e o altă ligă. Noi vă dorim succes și vă mai așteptăm pe la noi. Mult succes! Mulțumim de invitație! Doar așa un punct de reper pentru cei care ne urmăresc. Nu știu dacă ați făcut calculul, dar doar pur și simplu matematic, dacă împărțim capitalul propriu la numărul de acțiuni, rezultă că valoarea contabilă per acțiune este 1,09, care, cum spunea și Oriol, nu surprinde nimic din ceea ce noi avem acumulat și încă nu e bucuit, adică este în portofoliul nostru, urmează să-l marcăm la un moment dat și a acumulat deja valoare. Deci asta doar așa ca să dea o idee asupra unui minim care trebuie să fie... Subevaluarea companiei, spun eu, subevaluarea companiei. De fapt, ăsta subiectul. Am spus-o eu. Da. Ceea ce, cum spuneați voi mai devreme, știi cum e cine se uită la investiții de genul ăsta, profitul se face la achiziție. Deci e un preț în continuare foarte bun în bursă pentru cei care doresc să investească. Da, din păcate sentimentul e altfel și mulți se merg cu turma, să spunem așa, după sentiment. Aia sunt, e peste tot așa și așa va fi mereu. Dar voi să vă faceți treaba, să îndepliniți BVC-urile și să aduceți profit acționarilor și atunci aceștia vor aprecia. Mulțumim mult și mult succes pe viitor! Mulțumim și noi! Mulțumim și noi! Încheiem aici ediția de astăzi, ne vedem data viitoare, până atunci, seară profitabilă să aveți, la revedere!